Apostolul și Evanghelia de luni, în săptămâna a șaptea, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din epistola întâi către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, v-am scris în epistolă să nu vă amestecați cu desfrânații, dar nu am spus desigur despre desfrânații acestei lumi, sau despre lacum, sau despre răpitori, sau despre închinătorii la idoli, căci astfel ar trebui să ieșiți afară din lume. Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecați cu vreunul care, numindu-se frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau închinător la idol, sau ocrâtor, sau bețiv, sau răpitor. Unul ca acesta, nici să nu ședeți la masă. Căci ce am eu ca să judec și pe cei din afară? Însă, pe cei dinăuntru oare, nu-i judecați voi? Iar pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu. Scoateți afară dintre voi pe cel rău. Îndrăznește oare cineva dintre voi, având vreo pâră împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrepți și nu înaintea celor sfinți? Oare nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, oare sunteți voi nevrednici să judecați lucruri atât de mici? Nu știți oare că noi vom judeca pe îngeri, cu cât mai mult cele lumești? Deci dacă aveți judecăți lumești, puneți pe cei nebăgați în seamă din biserică ca să vă judece. O spun spre rușinea voastră, nu este oare între voi niciun om înțelept care se poate judeca între frate și frate, ci frate cu frate se judecă și aceasta înaintea necredincioșilor? Negreșit, și aceasta este o scădere pentru voi, că aveți judecăți unii cu alții. Pentru ce nu suferiți mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdați mai bine paguba? Și voi înși vă faceți-vă strâmbătate și aduceți pagubă și aceasta, fraților. Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți, nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar v-ați spălat, dar v-ați sfințit, dar v-ați îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru. Sfânta Evanghelie de luni, în săptămâna a șaptea, după pogorârea Sfântului Duh, citire din Evanghelia de la Matei. În vremea aceea, venind în orașul său, Iisus îi învăța pe ei în sinagoga lor, așa încât ei stăteau uimiți și ziceau, de unde are el înțelepciunea și puterile acestea? Oare nu este acesta feciorul teslarului? Și nu se numește oare mama lui Maria și frații lui Iacob și Iosif și Simon și Iuda? Și surorile lui, nu sunt oare toate la noi? Deci de unde are el toate acestea? Și erau neîncrezători întrânsuri. Însă Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât numai în patria și în casa sa. Și n-a făcut acolo multe minuni din pricina necredinței lor.
Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, să Te vedem în fiecare suflet de frate și soră și să nu disprețuim pe nimeni, ci pe toți să-i miluim și să-i silim să intre în barca care merge spre Sfântă Împărăția Ta. Amin.